Este posibil să dăm timpul înapoi pentru a reface părul degradat? Ei bine, răspunsul este da. Un tratament revoluționar cu botox și keratină poate reda strălucirea firului de păr. Terapia se adresează tuturor tipurilor de păr deteriorate, părului vopsit, deshidratat, ars sau pur și simplu uscat. Astăzi vă vom prezenta tratamentul Cashmere Hair Botox. Este un tratament ce hrănește în profunzime, reconstruiește firul de păr și previne electrizarea. Secretul din spatele acestui tratament sunt particulele organice care încurajează absorbția de vitamine, nutrienți, minerale, redându-i părului o calitate și o textură naturală. Tratamentul ajută la repararea părului și previne căderea acestuia. În plus, părul nu se mai electrizează. După ce în prealabil a fost spălat și degresat, părul este uscat pentru a fi pregătit pentru următoarea etapă, aplicarea amestecului nutritiv cu botox și keratină. Acum ne pregătim să diluăm amestecul. După care o să începem aplicarea acestuia. În momentul de față începem aplicarea amestecului. Împărțim părul în patru, ca și pentru un vopsit. Beneficiile oferite de acest tratament pot fi menținute prin folosirea produselor de îngrijire a părului din aceeași gamă. În momentul de față începem aplicarea tratamentului. Tratamentul se aplică de la rădăcină spre vârfuri și trebuie să avem mare grijă să nu avem un surplus de tratament pentru nu a îngreuna care acestuia. Trebuie să-l masăm foarte bine ca să avem și rezultate pe măsura acestui tratament. Iar efectul este unul de durată. Elementele esențiale, asemenea acizilor naturali, antioxidanților, keratinei naturale, ajută părul să se mențină drept, cu vârfurile netede, fine, pe o durată de 6 luni. Cu ajutorul acestui tratament putem proteja părul de factorii care determină deteriorarea lui. Vopsirea, aranjarea cu produse de styling zi de zi degradează firul de păr. Tocmai de aceea avem nevoie de keratină și de anumiți nutrienți care să ne ajute la hrănirea firului de păr. Acest tratament le oferă pe toate. Am terminat de aplicat tratamentul. Pieptănăm foarte bine părul clientei noastre să scoatem surplusul de keratină și îl acoperim cu un capișon din plastic și lăsăm să acționeze 20 de minute. După ce au trecut cele 20 de minute, părul este uscat cu fenul de sus în jos. Acum începem procesul de uscare. Trebuie să uscăm părul în proporție de 90%, după care o să începem sigilarea tratamentului. Rezultatele tratamentului sunt vizibile chiar din timpul uscării. După ce părul a fost uscat, se efectuează sigilarea tratamentului prin presare termică. Cu alte cuvinte, prin întindere cu placa ceramică, substanța activă pătrunde mai adânc în structura firului de păr. Ne-am apropiat de finalul tratamentului. Acum începem sigilarea, care este foarte importantă. Clienta poate să rămână 24 sau 48 de ore cu acest tratament pe firul de păr, pentru ca durata tratamentului să țină mai mult. Iar rezultatele sunt vizibile imediat. Spre deosebire de tratamentul clasic de îndreptare a părului, terapia cu botox și keratină ajută la reconstrucția firului de păr. Amestecul de substanțe active poate fi aplicat și pe părul natural. În cazul în care obișnuim să ne vopsim, este obligatoriu să o facem înainte de tratament. Orice intervenție chimică ulterioară poate duce la diminuarea efectelor tratamentului. După o astfel de procedură, există și anumite precauții de care trebuie să ținem cont. Dacă mergem la piscină, părul trebuie spălat apoi cât mai repede pentru a se evita deschiderea cuticulei la impactul cu apa sărată sau clorată. Dacă purtăm extensii, tratarea lor se face separat. Tratamentul este nerecomandat femeilor însărcinate.